salta în mai face eu sunt Rex și bine v-am găsit la un nou episod din Hitman, episodul 1. Din am zis de episod trecut am ajuns aici cu elevatorul și trebuie să mergem de aici. Pentru că trebuie să omorăm pe cea cu roșu de acolo, de la ținta aia, de acolo vedeți voi, da? Cea cu roșu aia fiind prietena lui Dexter, da, trebuie killerită, vorba noastră. Trebuie killerită. Bun, hai să o killerim atunci. Mai așa de ciudat sună cuvântul ăsta, hai să o killerim. Doamne, deschide ușa, creștine, și nu te tristă. What the fuck, de ce încă nu colinde? Unde-i prost aia, mă, dar te iubi mult. Chiar nu știu pe unde e. Dar ar trebui să știu, nu? What? What the fuck? Cap. Ok, ok. Bun, cap. Se crivit. Frere, te-am luat. Frere, pe tine te-am luat. Uite-mă. Unde stătea băiatul ăsta? De unde trag? De pe sus pe acolo, ba nu. Pe jos pe aici. Fuck. Fuck, haha. Uai ce frumos, iau bă băiatul. Hai să vedem ce... Keycard, bine că am găsit keycard-ul. Unde e aia care trebuie chilărită? E acolo, gata, am găsit-o. Ok, ok, ok. Hai să vedem ce putem face cu aia. Bun, ți-ai luat-o, știu, fraierii. Mai sunteți mulți. Ce armă e asta? Ah, știu numai că e mai bun ca cealaltă. Da, e mult mai bun. Bună. E mult mai bună. Uite, aici unde trebuie să punem keycard-ul, haha. Ce bine că am luat keycard-ul. Cap, haha. Gata, s-a dus pe apa. Să-mi betei. A, uite aici o ușă. Secretă. What the fuck? Ce naiba? Trebuie să mă duc la ea. Ce? F. Da, am un pistol de la ea. Ce mă bucur. Mi-arată ceva pe aici, dar nu știu ce naiba trebuie să fac aici. A, uite pe aici, mă. Uite, e. Leila, da, sigur, aici și Leila. Ia, ia. Ce ușor aflăm noi. Wow. Ok. O să-mi permit să dau skip la fază. De fapt, nu pot să dau skip. What the fuck? Oh my god! Opa, ia uite ce fa... Uai, dica... Uai, bă. O luat o armă! Dă-i, tanti! Oh, oh, oh. Wow! Și de ce n-ai făcut asta până acum? What the fuck? Dă-i un glonț în cap, oa! Ai, mai ai făcut știu câteva kill-uri și te caci acolo. Doamne, mă! What the fuck? Am trecut la nivelul? Lumea era externă și acest episod, uitați-vă abonat, să dați un like, share și comentariu dacă v-a plăcut. Acest minunat episod în care am omorât-o și caracterul acestei fete chiar m-a uimit. Cum de-a făcut chestia asta, chiar m-a uimit și... De ce nu pot să fac asta până acum? What the fuck? Ce-o așteptam momentul ăsta? Habar n-am, dar până la viitoare, uitați, bye bye!